Descoperire macabră în această dimineață într-un cartier din Drobeta, Turnu Severin. O femeie s-a spânzurat de un copac în zona parcului din spatele stomatologiei din oraș. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Tragedie în Drobeta, Turnu Severin. O femeie de 68 de ani s-a sinucis. Aceasta s-a spânzurat de un copac în zona parcului din spatele stomatologiei din oraș. Vârstnica s-a așezat pe un scaun, după care și-a legat o fonie la gât. Ajunși la locul tragediei, medicii nu au putut decât să constate decesul persoanei. Gest șocant în această dimineață în municipiul Drobeta, Turnu Severin. O femeie în vârstă de 68 de ani a decis să-și pună capăt zilelor. Din câte am înțeles de la locuitorii blocului, doamna ar suferi de depresie și asta a împins-o la acest gest. Femeia și-a pierdut soțul acum 3 ani și se pare că decesul bărbatului, dar și greutățile de zi cu zi, ar fi determinat-o să recurgă la acest gest necugetat. Deci o cunosc că... Când mai venea la asociație, stătea de vorba cu doamna administrator chiar săptămâna trecută. Foarte mult asta, cred că 2 ore în asociație. Și spunea săraca că e mare probleme cu somnul, cu... dintotdeauna a fost așa. Lua pastile și acum, cred că 2 ani, nu știu dacă spun bine, i-a murit soțul. Tot, nu știu, infarct ce a făcut, pur și simplu l-a găsit lângă dânsa, mort. Cel mai mult era depresia și, nu știu, eu să mă exprim în termeni medicali, dar lua pastile să se poată odihni, să se poată... Eu mi-am dat seama joia trecută că... O știam așa din vedere, dar până joia trecută n-am avut ocazia să vorbim așa mai mult. Și mi-am dat seama, săraca, că e deprimată, e depresivă. Cum auzi de dimineață că s-a spânzurat o femeie? Mamă, cu traiul ăsta toți ne spânzurăm. De bine nu s-a spânzurat, să știți. Eu de 2 ore am plecat să mă spânzur, că mi-a murit copilul în accident la gura băi. Că nu mi s-a făcut dreptate. O cunoșteați pe doamnă? Nu, domnul. Nici ei nu știau cine e. Nu știu. Cine... Unde era? Cum era? Era jos. Aici când am văzut-o, eu era jos întinsă. O întinseseră ei, probabil. Cei de la... Am înțeles că avea și un bilețel. Știți ceva? Nu știu nimic. Nu știu. E păcat. Nimeni nu moare la întâmplare. E disperare. Nu știu unde ajunge țara asta. În jurul orei 7, un bărbat de 42 de ani, care locuiește în zonă, ar fi observat persoana spânzurată și a sunat de urgență la poliție. Poliția municipiului Drobeta, Turnu Severin, a fost sesizată de un bărbat de 42 de ani cu privire la faptul că în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiu, a observat o persoană spânzurată într-un compact din spatele unui bloc. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, care au efectuat cercetarea stabilind că persoana care recursese la actul suicidal este o femeie de 68 de ani din Drobeta, Turnu Severin. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii au descoperit la pieptul ei un bilet de adio pe care erau notate informații privitoare la bolile de care suferea, dar și la tratamentul pe care îl urma. De altfel, biletul conținea și numărul de telefon al fiului defunctei care locuiește în București. Se pare că femeia suferea de depresie.